spor la treabă tuturor. Ciao, sunt Mihnea, un român din Beijing, singur în cancelarie, prima zi la muncă, tocmai am luat prânzul, m-am întors la mine la birou, mă schimb și mă duc la antrenament. Dar să vă arăt care este organizarea pe ziua de astăzi, prima zi la birou. Deci aici este cel mai important colț, bineînțeles, pe lângă numele meu, alune, smochine. Mi-am adus 5 ceaiuri pentru săptămâna asta, un ceai în fiecare zi, un cracker și o chestie așa lichidă dacă mi se face foame, plus din Australia carne de crocodil, bineînțeles uscată, bomboane ginseng, un medicament ginseng, cana de ceai, mi-a mai rămas doar un ou, am avut 6, cafea, lapte, bineînțeles, calculatorul școlii și calculatorul meu, plus, bineînțeles, apă. Cam asta este mișcarea aici la mine la birou. Bun, deci îmi iau niște apă și mă duc la un antrenament afară. M-am schimbat și am ieșit pe teren. După cum vezi, nu este nimeni în zonă. Este foarte frumos afară, cald. Suntem în prima săptămână de muncă. De-abia săptămâna viitoare, luni, vor veni elevii la școală. Între timp, știi, chestii normale, ședințe, planificări, pregătirea pentru nou anul școlar, una alta. Dar mă bucur foarte mult că sunt, se aude un avion acolo, că sunt în aer liber, că am acces la școală, la trenul de sport. Trebuie să încep un antrenament mai serios. Este foarte important să stăm antrenați și puternici. Astăzi, de fapt, am vrut să îmi iau timpul la 400 de metri, dar să văd cum rezolv. Avem ședință după masa, deci nu sunt sigur dacă mai apuc să și îmi iau timpul la alergarea de 400 de metri, dar între timp merg și fac niște exerciții la bară și mi-am adus chestiile alea de push-ups, de flotări, așa că am cu ce să mă antrenez. Hai la antrenament! Acolo, în cealaltă parte a terenului, sub pomi, se văd profesorii chinezi care ies la plimbare după prânz și fac așa ture în sus și în jos. Numai de obicei fac în jurul trenului de sport, trenului de alergare, dar este cam soare pentru ei. Oricum, vremea este excelentă, zero poluare, perfect să fie afară în aer liber. Deci, practic, aici mă antrenez, asta e bara mai joasă și asta e bara înaltă. Iar acolo se vede o sofa. Aici deasupra piscinei, deasupra bazinului de not, avem internatul fetelor și acolo văd că schimbă mobila. Deci planul de astăzi e simplu, 5 feluri de exerciții, a câte 5 repetiții, a câte 5 seturi. Bineînțeles, nu uitați să vă încălziți înaintea exercițiilor. Am timp să fac un antrenament scurt, aici, sub copac, sub greierii ăștia gălăgioși. Bun, deci, primul exercițiu pe care îl recomand tuturor, tracțiuni la bar. Hai să facem 5, a câte 5 seturi. Între fiecare set, recomand
30 de secunde, pauză și recuperare. Fac astăzi doar câte 5 pentru că vreau să controlez forma, să fie formă frumoasă, cât mai perfectă posibil. Exercițiul numărul 2, flotări, din nou doar 5 flotări perfecte, spatele frumos arcuit folosind aceste ajutătoare. 5 a câte 5 seturi. Între fiecare gen de exerciții, recomand un minut de pauză și recuperare. Perfect! Următorul exercițiu, abdomene atârnând la bară și ridici picioarele sus maxim. Voi încerca să le țin cât mai întinse, din nou 5 a câte 5. Pentru acest format de exerciții și pentru antrenamentul de astăzi, recomand repetiții încete, dar corecte. Acesta nu este un exercițiu ușor, dar este excelent de bun. Pentru următorul exercițiu m-am mutat la bara joasă, unde voi face sărituri peste bară într-o poziție de tracțiune flotare. Din nou 5. Dacă vă apucați de exerciții calistenice și lucrați la bară, să nu vă speriați, vi se vor face bătături, dar bătăturile astea sunt foarte bune pentru că ai un grip, ai o prindere mult mai bună. După cum se vede, am lucrat acasă în vacanță, deci nu mi-au dispărut bătăturile foarte bine. Iar ultimul exercițiu, foarte, foarte simplu, genoflexiuni. Toată lumea le știe să le facă, hai să le facem. Între fiecare set, să beți puțină apă, să stați hidratați, dar nu beți prea mult, să nu vă balonați. Bun, și acesta a fost antrenamentul pe ziua de astăzi, prima zi la muncă, am început bine, vremea este frumoasă, ședințe după masa, dar am băgat cel puțin un antrenament, dacă reușesc să fac și o alergare după ședință sau poate înainte să mă cronometrez la 400 de metri, ar fi foarte bine. Iar la sfârșitul programului de antrenament pe această zi, nu uitați să faceți niște stretching, să vă întindeți puțin, să vă relaxați un pic mușchii. Bun, cam asta este. Ciao, sunt Mihnea, român din Beijing. Practic, 5x5 înseamnă 25 de repetiții pe exercițiu, înmulțit cu 5 feluri de exerciții, aia înseamnă 125 de repetiții de exerciții, ceea ce zic eu este un volum destul de bun pentru o zi așa frumoasă cum este astăzi în Beijing. Încurajez pe toți, hai să ieșim în parc, în grădină, pe balcon, la un pic de exercițiu. Ciao, pe mâine!